Ambasadorul mexican și-a început vizita în Gorj cu deschiderea unei expoziții de obiecte tradiționale din țara sa, după care a fost invitat de autoritățile gorjene în cele mai frumoase locuri ale zonei, precum Mănăstirea Tismana și Ansamblul Monumental Constantin Brâncuș. Pe parcursul celor două zile au avut loc întâlniri pe teme economice și culturale, în urma cărora s-a evidențiat elemente comune între cele două state, astfel că în curând Gorjul și o regiune din Mexic s-ar putea înfrăți. Avem astăzi în mijlocul nostru pe excelența sa, domnul ambasador Agustin Guterres Canet, care nu face altceva decât să ne asigure o deschidere a noastră de colaborare, pornind de la origini, de la ceea ce ne adună pur și simplu tradițiile noastre locale, oamenii. La rândul său, ambasadorul mexican a precizat că este foarte fericit de faptul că a putut aduce în atenția gorjenilor puțin din valorile culturii mexicane, fiind în același timp încântat de cultura românilor. Sunt pentru prima dată în Târgu Jiu, sunt ambasadorul Mexicului de doar 5 luni. Sunt bucuros să promovez cultura Mexicului și să aflu mai multe despre faimosul Brâncuș, ale cărui opere sunt recunoscute și în Mexic. Săptămâna viitoare la Târgu Jiu este așteptat și ambasadorul Poloniei, care va avea întâlniri culturale, dar și pe teme economice, cu reprezentanții complexului energetic Oltenia.